Era un om din Ramataim, Sofim, din muntele lui Efraim. Omul acesta era levit. Și îl chema, cine dintre voi știe? Elcana. Elcana. Frate Ghiță, puteți merge la Olimpiada de Religie. Ați și fost. Ați și fost, da. Și numele acestui om era Elcana. Și am luat premiul. El avea o soție, avea o nevastă, o nevastă deosebită. Aș vrea să facem puțin caracterizarea acestei familii. Omul acesta, Elcana, levitul acesta, era un bărbat cu stare și cu influență. În familia lui nu se auzeau urlete și țipete, nu zbirau unii la alții. În familia acestui om, Elcana era respectat. Era un om cu influență, oriunde se ducea, influența în mod pozitiv pe cei din jurul lui. Era un cu stare, era un om înțelept, care se temea de Dumnezeu, sluja lui Dumnezeu, care avea și o parte materială suficient de mare încât oamenii să privească la el ca la un om care știe ce spune. Și omul acesta care îl iubea pe Dumnezeu avea o nevastă. Ce ziceți? Cum era nevasta lui? Ce lasă de înțeles textul acesta al Sfintei Scripturii? Era o femeie modestă. Cum se numea femeia? Capitolul 1. Ana. Ana s-ar traduce har, grație, așa se traduce numele acesta, în românește, dacă ar fi să-l încadrăm undeva. Har, grație. Era o femeie blândă, o femeie modestă, dar care avea o credință profundă în Dumnezeu. Ea nu vedea lucrurile superficiale. S-au găsit foarte bine acești doi oameni. El, un om temător de Dumnezeu, levit, un om care știa ce spune și a cărui influență făcea ca în jurul lui oamenii să fie binecuvântați. Ea, în schimb, o femeie plină de evlavie, blândă, smerită, cu foarte multă răbdare și cu o încredere profundă în Dumnezeu. Însă, aceste două persoane nu aveau copii. Dar la vremea aceea, binecuvântarea aceasta era cerută de oricare evreu. Să ai un copil care să-ți ducă numele mai departe. Vlad, ai vrea să ai un copil care să ducă mai departe numele de Sas? Da. 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 Vedeți? E foarte important și pentru unii dintre noi astăzi, dar mai ales la vremea aceea. Oamenii care n-aveau copii erau priviți de toți ceilalți ca fiind blestemați de Dumnezeu. Ca fiind îndepărtați de Dumnezeu. Toți își doreau această binecuvântare sau măcar un copil, nu 2, 3, 5, 10. Ce mulțimea copiilor e ca mulțimea săgeților din tolbă. Ce când vrei să faci ceva, ai de unde să scoți. Ai mulți copii. Ce cel care are mulți copii, spune Sfânta Scriptură, nu e făcut de rușine la poarta cetății. Când vine inamicul, eu care am 10 copii, zic așa, în ghilimele că n-am. Eu care am 10 copii cu familiile lor, cu nevestele lor, cu copiii lor, cu nepoții, cu toți oameni de arme, nu o să fiu făcut de rușine. Cel care n-are? Binecuvântarea aceasta era oprită de la ei și erau foarte necăjiți. A urmat în această familie un moment de cădere și omul acesta temător de Dumnezeu s-a gândit, îmi mai iau o nevastă. Poate ea îmi va aduce un copil. Țineți minte cu ce seamănă în cazul acesta? Cazul lui Avram. Da. Niciunde nu spune în Sfânta Scriptură să ai două neveste. Și poate vă întrebați cum a ajuns omul acesta să fie invers decât a zis Dumnezeu. A ajuns. Un moment de necredință. N-a crezut că în dreptul lui Dumnezeu poate să facă o minune și femeia lui, Ana, cea pe care îi iubea nespus de mult, să poate să-i dorească măcar un copil care se poartă numele. Și în momentul acesta de slăbiciune face o greșeală. Și mai o nevastă, Penina. Penina, în schimb, față de Ana, era o femeie geloasă. Știți ce înseamnă să ai în casă un om gelos? Până și când vrei să bea, că te întreabă cine s-o dat, de unde o ai? Nu cumva s-a întâmplat, nu cumva, tot timpul suspiciunea planează asupra ta. Să ai o femeie sau să ai un soț gelos, e o cruzime, dar aici s-a ajuns. Și omul acesta își ia nevasta aceasta și, într-adevăr, nevasta aceasta nu era stearbă ca Ana, putea să aibă mulți copii, era fertilă și i-a dat mulți copii,
și extrem de multă durere. Bătăi de cap, supărare, numai lui, tuturor celor ce se aflau în casă. Și în timp ce pe linia aceasta geloasă, mărginită, plină de îngânfare, obraznică, își face loc și ea în căminul acesta, se nasc copii, unul după altul. Levitul acesta avea obiceiul să se ducă de fiecare dată la templu, să se închine. Leviții, într-o ordine așezată de Dumnezeu, trebuia să slujească atunci când le venea rândul. Însă, datorită dezordinii de la templu, el nu mai apuca să slujească niciodată. Însă el a rămas aproape de Dumnezeu. N-a zis ăștia, nu mă mai pun, nu mă mai duc. A continuat să se ducă, să-i slujească lui Dumnezeu, să aducă o jertfă. Și se ducea la templu și cu toate că îi sărise rândul de fiecare dată, el era acolo împreună cu soțiile lui ca să aducă un dar și să îi se închină lui Dumnezeu. În ciuda adversităților, în ciuda lucrurilor care îi se întâmplă în viața sa, el continuă să meargă înainte. Dar omul acesta are ceva special. Omul acesta continuă să-și facă datoria chiar și atunci când este respins. Și în timp ce ei aduc acolo jertfa, și în timp ce îi se închină lui Dumnezeu, Penina are grijă să o înțete pe rivala sa. De fiecare dată o jignea și își bătea joc de ea. Tu nu ai copii, eu am. Tu nu poți să oferi nimic soțului tău, eu pot. Vă dați seama ce postură a fost pusă Elcana, omul acesta credincios. Câte palme și-o fi dat după aceea, s-o fi gândit, Doamne, nu puteam să mă încred în tine mai mult. Însă, dacă credința lui a fost mică, totuși o binecuvântare mare în familia lui. O nevastă care are credința mai mare ca el. Și Ana, de fiecare dată, plângea. Știți ce m-a impresionat la Ana, femeia aceasta? Că niciodată nu i-a replicat nimic lui Penina. Niciodată n-a mustrat-o să-i zică, las că o să te vadă Dumnezeu. O să te bată Dumnezeu. O să vezi, o să mustru. Nimic. Ea tace pentru că știe că există cineva care judecă peste ei toți. Și îmi place atât de mult caracterul acestei femei. Spune că la un moment dat n-a mai existat. Și în timp ce era călcată în picioare de către rivala ei, Penina, a doua soție a lui Elcana, ea se duce la templu și zice că s-a ridicat de la masă, n-a mai putut nici să înghită, n-a putut să mănânce și era de năcăjită, s-a dus la templu, a căzut pe genunchi și a început să plângă. Și în timp ce plângea, vă spuneam eu odată, dacă vă mai aduceți aminte, rugăciunea nu sunt doar cele care le faci public. Sunt și cele care nu le rostești cu gura, ci doar în mintea ta vorbești cu Dumnezeu. Și în timp ce plângea și se ruga și își deschidea inima înaintea lui Dumnezeu spunându-i, Doamne, iau o cară aceasta deasupra mea. Îmi dau seama că în lucrul acesta nu pot să fac nimic. Și îmi dau seama că soțul meu, omul acesta credincios ție, vrea să aibă un copil și noi vrem să-l avem. Te rog, Doamne, ia o cară de deasupra mea și dă-mi și mie un copil. Aș vrea să am și un copil. Și vreau să știu un lucru, că dacă îmi vei da acest copil, îl voi închina ție. Toată viața lui va fi dedicație. Voi avea grijă personal ca acest copil să crească cu cea mai bună educație spirituală pe care eu pot acorda eu. Și în timp ce se rugam, vine Eli, marele preot, se uită la ea, zice, femeia asta e beată. După ce e călcată în picioare de rivala sa, a doua soție a lui Elcana, vine Eli și spune cuvintele acestea, până când vei fi beată, du-te și te trezește! Îmi place din nou ce caracter are Ana. Ce că ea îi spune lui Eli, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei, n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, în paranteză, nici măcar nu era în stare să mănânce nimic. Și învărsam sufletul înaintea Domnului, să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Știți de ce a zis Eli ce a zis? Pentru că pe vremea aceea rugăciunile în lacrimi înaintea lui Dumnezeu erau atât de rare, încât când vedea una, zicea omul ăsta, ori e beat, ori nu se poate așa ceva. Oamenii se rugau la vremea aceea,
Oamenii se închinau la vremea aceea, aduceau la templu tot ce trebuia, își făceau datoria, plecau, se spălau pe mâini, pe picioare și plecau. Rugăciuni de felul acesta erau extrem de rare. Când cineva să vină la templu, să cadă pe genunchi și să plângă în continuu, să roage înaintea lui Dumnezeu. Așa ceva era rar. Și când Eli și-a dat seama că ea nu e beată, și când a văzut ce răspuns i-a dat, că merita un răspuns aspru, merita un răspuns aspru, de ea n-a zis nimic. Nu, Domnul meu, sunt roaba ta, nu fac nimic nepotrivit, îmi descarc sufletul înaintea lui Dumnezeu. Și când Eli vede lucrul acesta, marele preot, parcă a primit o palmă, e mustrat și el și zice următoarele cuvinte: du-te în pace, binecuvântare dată de un preot, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Ce mustrare pentru preot, ce mustrare pentru Penina, ce mustrare pentru Elcana, pentru tot, ce mustrare pentru mine. Poate și pentru mine. Totul nu se oprește aici, merge puțin mai departe. Și la vremea stabilită de Dumnezeu, Ana, cea stearpă, călcată în picioare și mustrată de toți cei din jurul ei, naște un copil. Poate fi o binecuvântare mai mare decât atât? Naște un copil și copilașul acelui îi pune numele? Samuel. Asta e istoria nașterii lui Samuel. Un lucru interesant. Știți ceva de copilul lui Penina? Nu. Nu cum a fost ea, probabil așa că și a crescut. Știți ceva de ei? Știți ceva de Ana și de Samuel? Da. Ce mult contează o mamă care e devotată lui Dumnezeu. În viitor, poate, mă gândesc, veți avea copii, Roxana și toate celelalte fete care sunt aici în adunare și care încă nu s-au gândit la căsătorie. Nu uitați ce mult contează o mamă care are încredere în Dumnezeu. Mergem puțin mai departe. În timp ce copilul acesta, Samuel, este crescut, lasă să se întreba de textul acesta biblic că el era o încurajare până și pentru Eli. Se împlinește vremea când Ana vine cu copilul la templu. Până atunci nu se mai dusese. Îl pune înaintea lui Eli, cel care a mustrat-o, dar care, după ce a mustrat-o, a plecat capul în jos și a rămas el însuși mustrat, vine înaintea lui și spune cuvintele: Domnul meu, pentru el mă rugam. Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Iată copilul făgăduit de Dumnezeu. Aș vrea ca acest copil să crească în casa lui Dumnezeu, să aibă viața, toată viața lui, dedicată și închinată lui Dumnezeu. Spunea un sol inspirat de Dumnezeu, zice, asta a fost a doua mustrare pentru Eli, marele preot. Și Eli, marele preot, când a văzut femeia aceasta și credința ei, s-a dus deoparte, a căzut pe genunchi și a început să se roage. Groaznic trebuie să fie pentru un tată, preot, care este prea îngăduitor cu copiii lui și care n-are credință probabil nici jumătate cât avea această femeie. S-a rugat pentru un lucru imposibil și i s-a dat. Și apoi și-a împlinit și făgăduința. L-a adus acolo la templu și omul acesta, Eli, marele preot, rămâne mustrat și zice: femeia aceasta și-a dorit atât de mult copilul și a făcut cel mai mare sacrificiu. Ceea ce și-a dorit cel mai mult a venit și a dat lui Dumnezeu. Poate fi sacrificiu mai mare decât să-ți dai copilul tău de lângă tine, dar să știi că este în casa lui Dumnezeu. Pentru un om egoist, da, e un mare sacrificiu. Însă pentru această mamă a fost ținta vieții ei. Și Eli, după ce vede ce se întâmplă în jurul lui, îl duce deoparte și cade pe genunchi, probabil ca și plâns: Doamne, eu nu sunt vrednic în fața acestei femei. S-a rugat pentru un lucru imposibil, eu nu mă rog. S-a rugat pentru un lucru imposibil și tu l-ai dat? Mare credință acestei femei. Cât respect am văzut față de mine după ce am mustrat-o, în loc să-mi zică și ea două, măcar așa să mă ating un pic, că avea, trăia într-un mediu în care în fiecare zi era împunsă de Penina. Nu știu de ce când zic numele ăsta Penina, vine în minte un... Avea toate șansele să se transforme ca și ea, să fie ca și Penina. Și el îi se gândește și într-un final, când i-ai dat, ea a venit să-ți dea înapoi. Pus în brațele tale.
Tânărul acesta Samuel, cu caracterul său, a făcut de rușine pe un oameni. Și același om inspirat de Dumnezeu spunea despre el, când lui Eli, marele preot, a fost la bătrânețe, îi venea tot mai greu să poarte greutățile vieții acesteia. Când cădea în deznădejde, când simțea că nu mai poate merge mai departe, știți unde își găsea mângâiere? Lângă acest copilaș drăgălaș, care avea un caracter pe care puțini copii din ziua de astăzi îl au. Nu să puteți să vă puneți, dacă sunteți femei, în postura lui Ana și să vă gândiți, da, aș vrea să fiu și eu ca această femeie. Cei care sunt preoți pot să se pună în locul lui Eli, iar cei care sunteți copii, doriți-vă să ajungeți ca și Samuel. Ce caracter avea acest băiat? Se apropia de Samuel ca să primească mângâiere. Știți? Există multe metode în lumea aceasta ca să închizi gura unui om. Dar am învățat din viața acestei familii un lucru foarte simplu. Cea mai bună metodă atunci când îți este greu, atunci când nu știi ce să faci, atunci când ești împuns de cei din jurul tău, atunci când îți dorești ceva, măcar minimul pe care îl au alții, un copil sau alte lucruri, este să spui toată încrederea în Dumnezeu. Și am învățat de la această familie că dacă unul nu are credință, măcar celălalt ar trebui să aibă. Fie bărbatul, fie femeia, bine e să aibă amândoi. Și am învățat din interiorul acestei familii că orice greșeală are urmări grave și consecințe pe care le vei suporta toată viața. Îți mai e o nevastă? Îți mai permiți să mai faci anumite lucruri? Sau mai un soț? Sau știi dumneavoastră la ce mă refer? Vei suporta consecințele toată viața ta. Dumnezeu are altă cale întotdeauna. Căi legale. Și bine ar fi ca cei care ați ascultat povestirea acestui, din viața acestui tânăr Samuel, bine ar fi să vreți să vă doriți să fiți ca el. Cristi, să fii un tânăr copilaș al cărui caracter atât de drăgălaș, atât de frumos, să-i facă pe cei mai în vârstă să vină să se apropie de tine atunci când caută mângâiere. Se poate? Însă nu oricine. Pasajul de aici a fost o mustrare pentru mine și am zis, Doamne, oare eu am făcut tot ce trebuia în lumea asta, în familia mea? Am făcut tot ce trebuia? Într-o familie, soțul are o mare datorie. N-are voie să greșească. Toți cei care vă veți căsători, gândiți-vă foarte atenți. Consecințele alegerilor voastre le veți suporta toată viața. Și bărbatul în familie trebuie să fie preot. Levit, luați-o cum vreți. Apoi femeia are o foarte mare influență. Prin influența acestei femei credincioase a fost binecuvântată o întreagă națiune. Știți cine a ajuns Samuel? A fost doar Samuel? Preot, prolog, conducător. A fost conducătorul unei națiuni, judecătorul ei. Prin influența unei mame, un întreg popor a ajuns să fie binecuvântat. Gândiți-vă cele care veți dori sau care sunteți mame. Și nu în ultimul rând, aici e cuprins și tata și mama și copilul. Nu uitați, în ultimul rând, și copiii pot avea o mare influență în societatea din ziua de astăzi. Ce aveau cei trei în comun? Erau consacrați lui Dumnezeu. Un moment de cădere, un moment de necredință și vine Duhul cel rău în familie. Și în timp ce ei încercau să se bucure să aibă copii, încercau să dreagă cumva problema neputinței de a avea copii, în casa lor a intrat Duhul cel rău. Și povestește pasajul acesta că nici la închinare n-aveau liniște niciunde. Suferea și Elcana, suferea și Ana, sufereau și copiii și Penina și toți. Până în momentul în care Dumnezeu a intervenit și a zis, aceasta este calea pe care trebuia să mergeți, trebuia să vă puneți încrederea în mine. Binecuvântată a fost această familie cu Ana, har și grație, cea care și-a pus încrederea în Dumnezeu. Vă doresc să aveți asemenea familie. Cei care nu le aveți încă, în sensul că nu le-ați creat încă nu v-ați găsit o soție sau un soț, gândiți-vă tot timpul la această familie. Orice decizie greșită, într-o zi, va duce la niște consecințe și la niște tragedii în familia voastră, nu a altora. Gândiți-vă dacă sunteți bărbat, ce datorii aveți. Gândiți-vă dacă sunteți femei, ce datorii aveți. Gândiți-vă dacă sunteți copii, că aveți o mare datorie în casă. Copii, voi,
Cristi, Dani, Draghi, toți ceilalți. Aveți o foarte mare datorie în casă. Nu uitați, dacă vreți să clădiți un caracter curat și sfânt, acesta cum se poate clădi? Din tot ceea ce am învățat noi până acum, din tot ceea ce am citit până aici, împlinindu-ne datoria înaintea lui Dumnezeu. Elcana și-a împlinit datoria, Ana și-a împlinit datoria, a zis, nu am, trebuie să mă rog. Nu pot, trebuie să cer. Îmi vine să apelez tot la Dumnezeu și las pe Dumnezeu să se răzbune pentru mine. Și copilașul și-a făcut datoria până la capăt. Ce om a devenit Samuel? Dragilor, aș vrea să fie toate familiile noastre așa. Amin. Și copiii noștri să fie cei prin care vor fi binecuvântate națiuni. Nu e greu. Dar nu e nici ușor. Trebuie să faci ca Ana sau ca Elcana sau ca Samuel tot ce ai să pui în mâna lui Dumnezeu. Asta este cea mai tare mustrare. Discutam la școala de sabat. Cum să-l mustri? Ce să-i zici? Ce să-i faci? Câteodată, în unele cazuri, o viață curată, în temere de Dumnezeu, cu blândețe, cu respect față de cei din jurul tău, este cea mai tare mustrare. Nici nu mai trebuie să spui nimic. O viață de felul acesta este o mustrare fără cuvinte. Spunea cineva odată, faptele tale vă vorbesc atât de tare cât și numai au ce spui. Adică prin faptele tale văd cine ești. Dragilor, în viața de familie toți avem datoria de ascultare de Dumnezeu. Cei care fac așa sunt binecuvântați. Cei care nu vor suporta consecințele. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți aceste familii minunate în care chiar dacă unul are un moment de cădere, un moment de necredință, celălalt se poate veni în ajutor. Dumnezeu poate repara și poate face în viața de familie orice lucru prin care acea familie să fie o binecuvântare pentru o întreagă națiune. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim așa.